Știați că cel mai vechi instrument asemănător chitarei datează de aproximativ 5.000 de ani? Adică de dinaintea erei noastre! Numele de chitară provine din grecescul chitara, care era o liră asemănătoare harpei, numai că mult mai mică. Descendent al lăutei, chitara este definit ca instrument muzical abia în secolul al XVI-lea și se regăsește în numeroase genuri de muzică. Blues, rock, country, muzica pop, etc. Sunetul acesteia este produs prin ciupire. Astfel, coardele încep să vibreze, iar sunetul este amplificat de cutia de rezonanță. Persoana care interpretează melodii la chitară se numește chitarist. Acesta utilizează de obicei mâna cu care scrie pentru ciupirea coardelor, iar cealaltă mână pentru apăsarea coardelor pe gâtul chitarei. Știați că primele coarde erau confecționate din intestine de animale? Acestea trebuiau întinse la o anumită înălțime pentru a se putea realiza acordajul standard în cvarte perfecte, adică în distanțe de 4 sunete, cu o singură excepție. Coardă liberă este acea coardă a cărei înălțime nu este modificată prin apăsarea cu mâna stângă. Haideți să aflăm denumirea coardelor libere. Cea mai gravă este coarda mi. La, re, sol, si și mi în registrul acut. Există 4 tipuri de chitară. Chitara clasică, chitara acustică, chitara electrică și chitara bas. Primul model de chitară apărut este chitara clasică și o recunoaștem după sonoritatea caldă produsă de coardele de nylon. Orice melodie are 2 mari componente: linia melodică și acompaniamentul. Ei bine, acest tip de chitară permite obținerea ambelor concomitent, evident cu un maxim de 6 sunete împreună, deoarece chitara clasică este prevăzută cu 6 coarde. Chitara acustică este cel de-al 2-lea instrument din sfera chitarelor, iar principala diferență este la nivelul coardelor, din metal de această dată, ce transmit o sonoritate mai rece. Acustică este în special utilizată pentru acompaniament, coardele putând fi ciupite cu degetele sau acționate cu pana, un accesoriu din plastic. În cazul chitarei electrice, sunetul nu mai este transmis prin aer, aceasta nefiind dotată cu o cutie de rezonanță, ci este amplificat cu ajutorul unor doze, ca niște microfoane ce captează sunetul și îl transmit prin cablu la sistemul de sonorizare. După cum observăm, sunetul este mult diferit față de chitara clasică sau acustică, deoarece acest tip de chitară permite și atașarea unor procesoare ce fac posibilă schimbarea de sonoritate în funcție de efectul dorit.
Chitara bas are o tonalitate mult mai joasă și un total standard de 4 coarde. Haideți să privim chitara mai îndeaproape. Aceasta este alcătuită din cap, situat la extremitate și fiind dotat cu cheițe pentru acordaj. Prin rotirea cheițelor, lungimea corzii elastice se micșorează sau se mărește. Prăguș, griful sau gâtul chitarei este construit din lemn pe care sunt așezate benzi metalice. Tastele au scopul de a delimita notele muzicale. Corpul chitarei sau cutia de rezonanță are rolul de a amplifica sunetul acesteia. Gaură de sunet, punte, precizare. Chitara necesită acordare de fiecare dată când o utilizăm, deoarece coardele își pot schimba înălțimea în funcție de temperatura camerei sau de mișcare. Pentru a facilita acest proces, au fost inventate tunere sau aplicații pe telefon. Partiturile pentru chitară pot fi scrise pe portativ, unde informația este completă, sau pot fi utilizate tabulaturile pentru o lecturare mai ușoară.